în această seară. Aș dori să continuăm în studiul nostru pe cartea 2 Petru și ne vom uita la felul în care Petru spune că poate fi probat creștinismul. Dacă v-ar opri un ateu sau dacă v-ar întâlni un sceptic sau un agnostic care ar avea, să spunem, cel puțin semne de întrebare cu privire la creștinism sau cu privire la creștinismul vostru, ce dovezi ați aduce în sprijinul veridicității creștinismului? Ce dovezi i-ați aduce în sprijinul afirmației că religia creștină este singura religie adevărată? Pentru că asta credem noi, da? Noi nu credem că sunt mai multe... Noi toți oamenii aflăm pe un munte care are un vârf și indiferent de religia pe care o iei, urci pe o parte a muntelui sau pe alta, până la urma urmii, zic unii, important e să ajungi în vârf. Nu contează că vii pe calea budismului, că vii pe calea islamului, că vii pe calea creștinismului. Religia creștină este o religie prin definiție exclusivistă. Însă religia creștină este o religie care se dovedește pe sine, care nu se teme să fie examinată. Și în această seară vom pune credința creștină sub lupă. O vom proba. Și Petru, anticipând în capitolul 3 oameni care bajocoresc creștinismul, oameni care spun unde-i, anticipând lucrul acesta, ne aduce două probe principale la care poate fi supus și trebuie să fie supus creștinismul. Credința noastră nu este o credință oarbă. Noi nu spunem, noi credem așa pentru că Biblia spune așa. Dar de ce crezi așa pentru că Biblia spune așa? Trebuie să ai un motiv. De ce nu crezi ce spune altă carte? Și pasajul este în parte foarte simplu, veți vedea, în două părți, în două probe, în două dovezi, în două mărturii. În primul rând avem de la versetul 16 până la versetul 18 proba martorilor oculari. Și Petru spune, noi înșine am fost pe un munte odată, am fost mai mulți oameni, am fost martori oculari, a fost un eveniment istoric. Uite, puteți să vă duceți să-l întrebați pe ceilalți doi ucenici. Când am văzut cu ochii noștri și am auzit cu urechile noastre pe însuși Dumnezeu vorbind din ceruri. Am văzut cu ochii noștri pe Domnul Iisus Hristos, de o parte Moise, de cealaltă parte Ilie. Noi am văzut lucrul acesta, da? Pe muntele schimbării la față. Și în mai multe locuri din Sfânta Scriptură avem descris acest eveniment. L-avem descris și în Matei capitolul 17. În Matei capitolul 17, unde spune Scriptura așa, după 6 zile Iisus a luat cu el pe Petru, Iacov și Ioan. Știți? Cercul restrâns de ucenici care mergeau cu Domnul Iisus la evenimente mai speciale. Dacă îi scotea pe toți, de obicei îi lua pe cei trei, da? Știți, și în Ghețiman, Domnul i-a luat pe cei trei, la Învieri i-a luat pe cei trei. Și a dus la o parte pe un munte înalt. El s-a schimbat la față înaintea lor, fața lui a strălucit ca soarele și hainele s-au făcut albe ca lumina. Și iată că li s-au arătat Moise și Ilie stând de vorbă cu el. Da? Și pe când vorbea el, încă versetul 5, iată că a acoperit un nor luminos cu umbra lui și din nor s-a auzit un glas care zicea: acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea, de el s-a ascultat. Când au auzit, ucenicii au căzut cu fețele la pământ și s-au înspăimântat foarte tare. Dar Iisus s-a apropiat, s-a atins de ei și le-a zis: sculați-vă, nu vă temeți. Este o manifestare puternică a slavei și a puterii Domnului Iisus Hristos. Asta este prima probă a creștinismului. Creștinismul nu se bazează pe niște invenții, pe niște povești, ci se bazează pe mărturia unor martori oculare, adică pe mărturia unor oameni care au văzut și au auzit cu ochii lor niște lucruri. Da? Deci avem în primul rând o probă a martorilor, a martorilor oculari, și apoi Scriptura vorbește aici despre o probă a cuvântului profetic, da? Cum este descris aici, o probă a cuvântului profetic sau o probă a mărturiei profetice. Deci avem martori oculari și mărturie profetică, sau le prezentăm sub alte expresii. Avem o probă istorică, s-a întâmplat ceva acolo, și avem o probă a inspirației, da? Cuvântului inspirat. Sau sub alte expresii. Avem o probă a parusiei Domnului Iisus. Parusia este cuvântul grecesc pentru venirea Domnului. Și acest cuvânt este folosit foarte interesant aici în versetul 17. V-am făcut cunoscute puterea și venirea Domnului nostru. Dar la ce venire se referă? Nu la venirea viitoare, ci la venirea în putere și slavă pe muntele schimbării la față. Este același cuvânt în limba greacă, parusia. Deci avem dovada parousiei sau proba parousiei și proba profetică. Astea sunt două mărturii, două dovezi istorice. Cu alte cuvinte, martori oculari care ne povestesc ce s-a întâmplat și un cuvânt profetic care se împlinește.
Acesta este unul dintre cele mai puternice argumente pe care le are creștinismul. Dom'le, avem sute de profeții făcute în Sfânta Scriptură care s-au împlinit. Dumneavoastră știți la ce chin se supun ateii pentru a demonstra că anumite cărți din Sfânta Scriptură n-au fost scrise când au fost scrise? Ei spun, nu! Ați fost aberații că Daniel a scris ce o să se întâmple cu, în patru imperii. Nu există așa ceva. Nu, Daniel a scris mult mai târziu, sute de ani mai târziu, după ce toate lucrurile astea s-au întâmplat. Însă există dovezi istorice că cărțile astea au fost scrise când știm noi că au fost scrise. Dovezi istorice. Au oamenii metode de a descoperi din când datează pergamente, manuscrise și așa mai departe. Da? Acestea sunt două mărturii extraordinare. Creștinismul, niciodată să nu spuneți creștinismul, noi așa credem. Da, noi credem, dar credința noastră se bazează pe istorie, în primul rând, și se bazează pe inspirație, pe cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Ne vom uita, dacă avem timp, la prima probă și la a doua, dacă ne permite timpul. Dacă nu, o vom lăsa pe data viitoare. Ne uităm la prima probă la care Petru supune creștinismul. Proba martorilor oculari sau proba istorică sau proba parusiei, venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Și ne vom uita la acest eveniment al schimbării la față. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată de ce e așa de important evenimentul ăsta. Ne vom uita la acest eveniment și vom vedea că în teologia lui Petru el are o importanță centrală. Vreau să-l abordăm din trei unghiuri, evenimentul ăsta al schimbării la față. Primul unghi este un unghi teologic. Ce importanță teologică are faptul că Domnul s-a schimbat la față? Ce vrea să ne spună nouă lucrul ăsta? Domnul s-a schimbat la față. Ce înseamnă asta pentru noi? Ce a însemnat pentru ei? Ce înseamnă pentru noi? Ce înseamnă pentru noi, mai ales că Petru spune, e un eveniment important, vi-l mai aduc o dată aminte. Putea Petru să aducă aminte învieri, minuni pe care le-a făcut Domnul Iisus? Nu aduce aminte de ele. Nu aduce aminte de ele. De ce Petru găsește important evenimentul acesta? Da? Deci ne vom uita la importanța teologică, apoi la importanța apologetică, adică evenimentul acesta este folosit pentru a apăra credința creștină. Domnule, noi nu vorbim de povești aici. Noi vorbim de istorie. Noi nu vorbim de mituri aici, de basme, ci vorbim de istorie. Și în al treilea rând vom vedea la importanța lui în postmodernism, în religiile și în religia creștină în postmodernism. Noi uităm la importanța teologică. În primul rând, la importanța teologică a evenimentului. Spune Scriptura în felul următor, în versetul 18. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer când eram cu el pe muntele cel Sfânt. Avem în primul rând un munte. Dacă vă duceți cu mintea puțin în Vechiul Testament, a mai fost o revelare a slavei lui Dumnezeu, nu doar o dată, de mai multe ori, pe munte. Știți că Dumnezeu, când i s-a arătat lui Moise, i s-a arătat pe munte. Când Dumnezeu a dat legea pe munte. Acolo l-a confirmat Dumnezeu pe Moise, ca profet al poporului Israel, când a adus legea, a coborât cu ea de pe muntele Sinai. Acum avem un alt munte. Îl avem pe Moise, dar în primul rând îl avem ca personaj principal pe Domnul Iisus Hristos. Este o tipologie în Vechiul Testament. Dumnezeu se revelează pe munte, da? Și aici avem iarăși din nou un munte. Noi avem de data aceasta pe evrei, ci avem evrei, dar avem pe ucenicii Domnului nostru Iisus Hristos care ajung să fie reprezentanții bisericii, da? Avem un munte ca în Vechiul Testament. Avem ca în Vechiul Testament o revelare de sine a lui Dumnezeu. Acolo Dumnezeu se descoperă prin lege și vine Moise, uite, tablele legii. Da? Dumnezeu vorbește pe munte. Și aici avem din nou un munte când Dumnezeu din nou se descoperă pe sine și Dumnezeu din nou vorbește. Despre ce vorbește Dumnezeu aici? Nu mai vorbește despre lege, ci vorbește despre Fiul lui. Deci avem un munte, avem o revelare de sine a lui Dumnezeu, avem un alt popor aici. Dumnezeu nu mai strânge tot poporul Israel, spune sfințiți-vă trei zile, aveți grijă, nu dați buzna la munte, nu. Ci avem doar trei ucenici a Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu selectează oameni care urmau să fie stâlpi ai bisericii. Da? Petru, Iacov și Ioan. Da? Ajung să fie stâlpi ai bisericii. Dumnezeu îi alege pe oamenii aceștia, da? Arătând că ei sunt noi reprezentanți al noului popor, doar pe ei ia Domnul Iisus Hristos pe munte, da? Avem în al patrulea rând un alt profet. Știți că Scriptura spune despre... Scriptura sumarizează Vechiul Testament prin sintagma aceasta. Legea și prorocii. Legea a venit prin cine? Prin Moise. Prorocii sunt reprezentați de cine?
De Ilie. Ilie e reprezentantul prorocilor în Vechiul Testament. Și Scriptura sumarizează că legea și prorocii au ținut până la Ioan. Da? Ioan este considerat ultimul profet al Vechiului, al Vechiului Testament, care a fost de fapt la punctul de tranziție. El a funcționat ca Balama. El a fost și premergătorul Domnului Iisus Hristos, Ioan. A fost și premergătorul Domnului Iisus Hristos. Și îl avem aici pe Domnul Iisus Hristos în mijloc. Îl avem pe Ilie, care este reprezentant de Ioan ca premergător al Domnului Iisus Hristos, și pe Moise, care spune: Dumnezeu vă va ridica un alt profet ca mine, de el să ascultați. Cine nu va asculta de profetul acesta va fi nimicit din poporul Domnului. Da? Avem un alt profet aici. În figură centrală nu mai este Moise, care primește revelație de la Dumnezeu. Figură centrală nu mai este Ilie, care primește revelație de la Dumnezeu. Figură centrală este Domnul nostru Iisus Hristos. Avem în al cincilea rând o altă mărturie. Nu știu adventiștii ce spun de evenimentul ăsta, dar vă spun eu ce spune Biblia despre evenimentul ăla și despre evenimentul ăsta. Dacă pe muntele Sinai s-a dat legea, pe muntele acestea se dă o altă mărturie despre Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu astăzi, ascultați-mă bine, nu ne mai călăuzește prin legea Lui. Prin legea Vechiului Testament, la asta mă refer, că există o lege a lui Hristos în Noul Testament. Mă refer la legea Vechiului. Dumnezeu nu ne mai călăuzește prin lege. Dumnezeu ne călăuzește prin Hristos. De aceea Scriptura vorbește despre legea lui Hristos, nu legea lui Moise. De aceea Scriptura vorbește despre Duhul de viață în Hristos, Iisus m-a eliberat de legea păcatului și a morții, care legea păcatului și a morții a funcționat datorită legii lui Moise. Legea spunea să nu faci asta, pofta din mine spunea să fac, să calc legea lui Moise. Și a venit o altă lege, legea lui Hristos, legea Duhului. Avem în al șaselea rând o altă dispensație sau o altă perioadă de timp. Când s-a dat legea lui Moise pe munte, este vechiul legământ. Când se dă aici declarația aceasta, mărturia asta despre Domnul Iisus Hristos, este chiar înainte de instaurarea noului legământ. Avem, în ultimul rând, în al șaptelea rând, un alt moment istoric. Istoric, da? La Sinai se dă, într-un fel, Constituția pentru poporul evreu. Și asta nu înțeleg mulți oameni. Iau Constituția poporului evreu ca să funcționeze pentru, ca și Constituție pentru biserică, care este cu totul altceva. De asta e importanța, să știți, evenimentul ăsta are foarte multe ramificații teologice. Foarte multe ramificații teologice. Acestea sunt câteva elemente pe care le-am observat și le-am pus în paralelă cu ceea ce s-a întâmplat în trecut pe munte și vedem o separare, vedem o schimbare de paradigmă, vedem că Dumnezeu începe să lucreze într-un alt mod. Ce este pentru noi important din evenimentul ăsta? În primul rând este important pentru noi centralitatea Domnului Iisus. Ilie și Moise vin să-L confirme pe Domnul Iisus Hristos. În centru este Domnul Iisus Hristos. Nu s-arată slava lui Moise aici. Știți că când a coborât Moise de pe munte, când cobora Moise și ieșea Moise din prezența lui Dumnezeu, îi strălucea? Acum cine strălucea aici? Iisus Hristos strălucea. El e figura centrală. Figura centrală nu-i Moise. Hristos pe muntele schimbării la față nu împarte slava cu nimeni. Cu nimeni. Și este important să observăm elementul acesta al centralității Domnului Iisus Hristos. El e nou profet, avem nou legământ, avem noua lege, da? De ce este important pentru noi acest eveniment? În al doilea rând, că Dumnezeu ne-a dat dovezi istorice a puterii sale, a slavei sale. Eu nu spuneam, am căzut într-o transă, spune Petru, am căzut într-o transă și am văzut pe Domnul Iisus Hristos așa glorios. Mai povestesc unii. Am văzut așa ceva. Petru nu asta spune. Știți ce spune Petru? Auziți-l pe Petru. Cum spune? Versetul 16. Ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Cu ochii noștri am văzut mărirea Lui. Versetul 18. Și noi înșine am auzit acest glas. Noi înșine am auzit acest glas. Creștinismul se bazează pe istorie. Adică la fel cum e istoric că în data de astăzi tu ai venit de acasă până la adunare, asta e istorie. Toți ateii din lumea asta poate să strângă și să dezbată că tu n-ai venit azi la adunare. Are vreo importanță asta? Spuneți-mi. Schimbă cu ceva istoric? Asta este un fapt istoric, că tu te-ai mutat cu mașina sau pe jos sau cu ce ai venit, tu ai venit la adunare. Un fapt istoric. Nimeni nu mai poate schimba cu nimic lucrul ăsta. Dacă s-ar aduna toți nebunii din lumea asta, sau toți filozofii, sau toți deștepții, sau toți atei, sau toți agnostici, cine vreți, toți cei mai deștepți oameni din lume, și-ar aduce dovezi că tu n-ai venit azi la adunare, vă întreb, schimbă cu ceva asta realitatea? Nu!
În același fel, Dumnezeu a făcut istorie pe muntele schimbării la față. Și ne-a lăsat acest eveniment ca o dovadă istorică, palpabilă, vizibilă, audibilă a prezenței sale. Credința noastră se bazează pe istorie. În al treilea rând, în pasajul acesta ni se arată că ucenicii sunt noi reprezentanți ai lui Dumnezeu. Nu profeții, nu preoții, nu legea vechiului legământ. Ei sunt cei aleși de Dumnezeu prin care urmează să se dea revelația lui Dumnezeu. Ucenicii. Ucenicii Domnului nostru Iisus Hristos. În al patrulea rând, foarte frumos, Domnul Iisus este confirmat de lege și profeți. Într-o altă evanghelie spune că stăteau de vorbă cu Domnul Iisus Hristos despre ce? Despre moartea lui. Despre lucruri care aveau să se întâmple în viitor. Moise și profeții nu discută despre ceea ce au zis ei. Moise și profeții discută despre ceea ce urma să se întâmple cu Domnul Iisus Hristos. Da? Domnul Iisus Hristos este confirmat de lege și profeți. Și avem o mărturie foarte puternică aici, că tot Vechiul Testament arată spre Domnul Iisus. Legea n-a fost dată pentru niciun alt motiv decât pentru motivul exprimat de Pavel așa de frumos în Galaten. Legea ne-a fost un îndrumător. Un îndrumător spre Hristos. Tot ce s-a spus în Vechiul Testament a țintit spre venirea, spre persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Este important pentru noi acest eveniment și datorită speranței pe care noi avem pentru revenirea Domnului Iisus Hristos. Ascultați-mă bine, de unde știm noi că Domnul va veni? O să ajungem la capitolul 3, unde ăștia bașocoresc exact lucrul ăsta, venirea Domnului. Și ce spune Petru? Mă, voi terminați cu prostiile, că noi cu ochii noștri am văzut pe Domnul venind. Folosește cuvântul parousire, același cuvânt folosit pentru a doua venire a Domnului. Noi l-am văzut venind în putere și în slavă. A fost un moment într-un fel în care s-a dat cortina la o parte. Și ceea ce a fost ascuns prin încarnarea Domnului Iisus, luând trup, da, luând chip de rob, chip de om, a fost ascunsă slava Lui, dumnezeiască, slava Lui cerească. A fost un moment în care cortina s-a dat la o parte și ei au văzut venirea, puterea, slava Domnului Iisus Hristos. Ei au văzut cu ochii lor lucrul acesta, da? Au văzut cu ochii lor lucrul acesta. Și în evenimentul acesta noi ne ancorăm cu speranța venirii din nou a Domnului Iisus Hristos. El ne-a arătat acolo ceva din cer. Ne-a arătat din gloria Lui, din slava Lui. Și ne-a promis. Mă duc să vă pregătesc? Voi veni iarăși! Și speranța noastră de ce se leagă? Se leagă nu doar de promisiunea Lui, ci se leagă chiar de venirea Lui. Pe muntele schimbării la față, vedeți ce important e pentru noi evenimentul acesta. Este fundamental pentru noi evenimentul acesta. Și mai este un lucru important la care aș vrea să ne uităm pe scurt. Iisus nu se autentifică singur. Iisus nu spune, mă, credeți-mă pe cuvânt. Uitați la Mohamed. El scrie o carte, selectează de prin Vechiul Testament ce vrea el, taie o grămadă din Vechiul Testament, schimbă profeții din Vechiul Testament, schimbă evenimente din Vechiul Testament, face harce aparte, ce vrea el. Și spune, credeți-mă pe cuvânt că eu am fost într-o transă și am primit de la Dumnezeu lucrul ăsta, un singur autor. Acum orice nebun poate să intre într-o transă într-o zi și să scrie o carte, corect? Cum știi că cartea lui e adevărată? Aici avem profeți care au scris pe perioadă de mii de ani despre Domnul Iisus Hristos, profeții care s-au împlinit. Avem pe Moise care profețește în toate cărțile lui și prefigurează prin toate ceremoniile pe care le-a primit prin revelație de la Dumnezeu, prin toate ceremoniile de la templu cu jefe, prefigurează venirea Domnului Iisus Hristos și mii de ani ajung să fie împlinite în persoana Domnului Iisus Hristos. Acestea nu sunt lucruri așa aruncate în aer. Este istorie întreagă scrisă, făcută pentru persoana Domnului Iisus Hristos. Deci Domnul Iisus este autentificat de cuvântul lui Dumnezeu. De sute de ani, de mii de ani de profeție scrisă. Domnul Iisus este autentificat mai mult de însuși Dumnezeu. Când spune aici, El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă, când din slava minunată s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Îl vedeți pe cei ucenici și îl văd pe Domnul Iisus în mijlocul sau între Moise și Ilie, între lege și profeți. Vede centralitatea Domnului Iisus. Și să gândiți, Vechiul Testament este, țintește, arată spre persoana Domnului Iisus. Și dacă nu-i destul atâta că Dumnezeu a vorbit și prin Moise și prin Ilie, nu? Dumnezeu vine din nou, în direct, și vorbește din cer, așa cum a mai vorbit în vechime, pe muntele acela vorbește din nou pentru ucenici. Dacă nu le-a ajuns mărturia scrisă, este o mărturie directă, o revelare directă a lui Dumnezeu acolo. Pentru ei. Deci Domnul Iisus nu s-a autentificat pe sine.
Dumnezeu l-autentifică prin prezența lui Moise și Ilie și Dumnezeu l-autentifică direct spunând ceva despre el acolo. Da? Este o autentificare fizică, da? Este o autentificare istorică, este o autentificare vizibilă și verbală. E foarte interesant. Auzi ce spune? Versetul 16. Am văzut noi înșine și versetul 18 spune și noi înșine am auzit. Vederea și auzul sunt cele două căi principale prin care noi primim informație. Vedem și ne informăm cu privire la lucrurile pe care le avem înaintea noastră și auzim, primim informații despre lucruri pe care nu le putem vedea. Astea sunt cele două căi prin care Dumnezeu ne informează. Și acestea sunt cele două căi folosite pe muntele schimbării la față prin care Dumnezeu transmite un mesaj despre persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Deci Dumnezeu îl autentifică pe cele două căi principale prin care noi colectăm informații. Și uitați-vă cum este autentificat Domnul Iisus vizibil. Zice în locul acesta așa. Am văzut mărirea Lui noi înșine cu ochii noștri. Da? Prin slavă. Îi dă slavă Dumnezeu. Și îl autentifică și verbal. Zice, s-a auzit din slava minunată deasupra Lui. Sau după aceea spune, și noi am auzit acest glas venind din cer. Arată foarte clar sursa acestei mărturii, care este din cer. Și arată mesajul pe care l-a dat Dumnezeu despre Domnul Iisus. Ia auziți. Un glas care zicea, acesta, nu altul, acesta, nu zice aceștia, acesta, Domnul Iisus, este, nu zice, va fi, va deveni, cum devenim noi fiii Lui, când îl primim pe Domnul Iisus, da? Acesta este fiul meu, nu zice unul din fiii mei și noi suntem fiii Lui, dar nu suntem fii ca Domnul Iisus Hristos. Este fiul Lui din veșnicie, da? Acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. În mod suprem, în mod final. Și gândiți-vă ce lucru extraordinar să-L avem pe Fiul lui Dumnezeu în care Dumnezeu însuși găsește toată plăcerea. Dumnezeu nu-și poate găsi plăcerea în noi decât atâta timp cât îl avem pe Domnul Iisus Hristos. Nu știu, trebuie să spunem lucrul ăsta clar, răspicat, pentru că e fundamental pentru toată viața noastră. Dumnezeu nu-și poate găsi plăcerea în noi decât atunci când îl avem pe Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu își poate găsi plăcerea în cântările noastre, în rugăciunile noastre, în predicarea noastră, atunci când îl avem în centru pe Fiul Lui prea iubit, în care El, Dumnezeu, își găsește plăcerea. Sau în altă spune, toată plăcerea. Toată plăcerea. Și mai este un cuvânt pe care Dumnezeu îl spune, Petru nu citează, de El? Nu știu, de Moise să ascultați, de Ilie să ascultați, de El să ascultați, pentru că prin El vine noua revelație. Aceasta este importanța teologică, practică, pentru viața noastră de fiecare zi. Haideți să ne uităm la importanța apologetică a evenimentului, da? Adică pentru apărarea credinței noastre. Spune Scriptura, am menționat lucrul ăsta deja, versetul 16, v-am făcut cunoscute puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, auziți, nu întemeindu-ne pe niște basme sau pe niște mituri, meșteșugit alcătuite. Deci el nu s-a pus să compună. Petru nu s-a pus să compună. Petru nu s-a zis, hai să vă scriu o poveste de a dormi copiii. Uite, eu am niște, am un talent literal, am capacitatea de a compune și vreau să vă ilustrez o poveste, să vă ilustrez un adevăr. Nu Petru se pune și nu compune, ci consemnează istorie. El nu compune invenții mitologice. El consemnează istorie. Da? De asta e important pentru apărarea credinței. Noi vorbim despre istorie, da? Acesta este un eveniment istoric, nu mitologic. Este un eveniment care are loc în timpul zilei, nu noaptea, nu are halucinații. Important, da? E ziua. Ziua. Este un eveniment de natură fizică, nu imaginativă, psihologică. Nu cade într-o transă sau așa niște halucinații mentale. Și este un eveniment de natură fizică, este un eveniment la care sunt mai mulți martori oculari. Deci nu vine singur el Mohamed și spune, l-am văzut pe nu știu cine. Păi nu, de unde știi că tu l-ai văzut? Credeți-mă pe mine pe cuvânt că vă spun eu. E ca și cum aș veni eu acum și v-aș spune, eu aseară m-am dus și m-am întâlnit cu străbunicul meu, am înviat din morți și m-am întâlnit cu el. Auzi, dar l-am mai văzut cineva? Nu. Păi, ok, cum să te luăm pe cuvânt? Deci spune, uite, Iacov, vine tu, Ioan, uite. Povestiți voi ce s-a întâmplat acolo. Da?
El vorbește despre ceva la care existau mai mulți martori oculari. Despre învierea Domnului se vorbește la fel. Zice că Domnul s-a arătat la mai mult de 500 sau la 500 frați deodată. Doamne, nimeni nu poate fi manipulat amar de mulțime și să fără să apară, în vremea Domnului Iisus, să apară așa un fel de hologramă cu persoana Domnului Iisus. Te puteai duce, dacă cineva nu credea epistola, se putea duce, din care mulți erau în viață. Auzi, cum a fost? Auzi, se puteau scrie, ascultați-mă, dacă era falsă învierea Domnului, se puteau scrie, mai ales că aveau epistole, le spuneam, Domnule, hai să testăm. Și se putea testa foarte simplu. Și știți, noi am avut un eveniment tragic într-o adunare în care am slujit, în care a fost un păcat extrem de scandalos și numai de la doi oameni am luat mărturie de vreo două ori și de fiecare dată persoanele astea, deci fiecare persoană în parte a dat mărturie contra lui când a fost întrebată de două ori la rând. Deci odată am întrebat-o ceva și a spus ceva și a doua oară a uitat ce a spus prima dată. Imaginați-vă ce a spus persoana cealaltă despre ce, în comparație cu ce a spus propria persoană. Deci tu mă întrebi astăzi, spune-te rău, cum a fost ieri când ai făcut accident? Îți spun ceva și poi mâine îți spun altfel. Ui, ce am spus ieri. Nu, imaginează cât de credibil sunt eu. Cealaltă persoană care a fost împreună cu mine în mașină, să spunem, o întrebi și pe aia. Într-o zi spune ceva diferit de ce ți-am spus eu și a doua zi spune ceva diferit. Deci eu spus și el și eu. Nu, cât de credibil. Cu învierea Domnului nu a fost la fel. Au fost 500 de oameni pe care puteai să te duci să-i întrebi și să scrie o carte. Fals! Și-o spus aia în epistola 1 Corinteni despre învierea lui Iisus. Și să scrie al doilea care se duce să întrebe alte persoane. Fals! Nu există nicio mărturie istorică care să combată învierea Domnului Iisus Hristos. Pe verificate! Să se ducă, uite, am întrebat pe Cutărescu și el a dat o mărturie contrară cu ce a dat Petru. Nu există așa ceva! Dom'le, din sute de oameni care l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos, dacă era ceva fals, găseai mărturii contrare, că găsești la doi oameni la un eveniment, cum v-am spus. Dar aminte la 500 de oameni. Creștinismul, când apărăm credința creștină, avem dovezi foarte clare a martorilor oculari care au perceput evenimentele acestea prin simțurile fizice. Ce îi spune Domnul? Domnul nu-i spune, eu sunt un spirit. Știți că musulmani spun că Domnul Iisus Hristos, de fapt, n-a suferit pe cruce. Că a fost altcineva în locul lui. Da? Ce spune Domnul Iisus Hristos lui Toma? Lui Toma, mi-am zis aminte că s-o străpuns cu asta. Domnul spune, vă, stai, de fapt, eu n-am fost acolo pe cruce, dacă acum se duce de râpă tot creștinismul. Nu, zice că e la cămașă, când avea el cămașă așa, da? Pune mâna în coasă. N-are niciun fel de problemă Domnul Iisus cu chestiunea asta, da? Pentru că el s-a deschis simțurilor fizice, să fie pipăit, să fie atins. Să fie văzut, să-i vadă semnele cuilor, da? Acesta este un eveniment care a fost perceput de simțurile fizice. Importanța postmodernă a evenimentului, a treia perspectivă. Da, am văzut importanța teologică pentru noi, apologetică când apărăm credința creștină și importanța postmodernă. De ce e important în postmodernism? Vă spun de ce e important. E important pentru că astăzi avem oameni care spun că au văzut și ei lucruri pe care le-au văzut Petru și Pavel, ba chiar lucruri mai grozave decât au văzut Petru și Pavel. Vezi, uite, avem aici, ascultați-mă, avem numără versetele, versetul 16, 17 și 18. În trei versete își pune toată mărturia. Avem atâtea cărți. Uite, o carte așa de 300 de pagini în care el spune ce au văzut. Deci oameni care au văzut mai mult decât au văzut toți apostolii la un loc. Dacă deschideți Scriptura în Corinteni, unde îl avem pe foarte interesant, să știți, este foarte interesant, în 2 Corinteni, unde Pavel vorbește despre experiența lui. Despre experiența lui în capitolul 12. Numărăm și aici versetele, da? De la versetul 1 până la versetul 4. Până la versetul 4. El descrie 4 versete aici, 3 versete aici, 4 versete, descrie că a fost, știți, nu știe cum a... Și nu spune nimic așa, zice, nu se poate descrie. În schimb, avem azi oameni care sunt mai grozavi decât Petru și decât Pavel la un loc. Ei au 7 versete în care apostolul neamurilor și apostolul evreilor își descriu experiența specială de întâlnire cu Domnul Iisus Hristos. Foarte pe scurt. Și l-avem și pe Ioan, da? Și foarte pe scurt ei descriu ce au văzut lucrurile. Dar avem astăzi oameni care scriu sute de pagini. Sute de pagini. Nu vi se pare puțin, cel puțin suspect? Mi se pare foarte suspect. Foarte suspect. Eu cred că dacă Dumnezeu vrea să ne dea ceva, detalii speciale, noi, despre Domnul Iisus Hristos,
Avea Dumnezeu posibilitatea să ne dea prin cei prin care a scris Sfânta Scriptură și care sunt de maximă credibilitate pentru noi creștini evanghelici, nu? Să trezește câte unul după 2000 de ani, coborât în nu știu ce transă, el singur, el, da, nu martor ocular, nu istorie, nu ziua Înaintea Mare, nu niciun fel de mărturie credibilă și ne spune în câteva sute de pagini pe unde a fost el, ce a făcut cu Domnul Iisus, ce i-a spus și așa mai departe. Cel puțin suspect și dubios. De aceea evenimentele acestea sunt importante pentru noi. Și haideți să comparăm evenimentele acestea cu ceea ce auzim noi astăzi. În primul rând, acest eveniment nu are rost să se repete, pentru că el a fost împlinirea unei tipologii biblice. Da? De aceea am petrecut mult timp să vă fac comparația și de fapt Biblia ne face comparația cu revelarea lui Dumnezeu pe muntele Sinai. De aceea e important. Sunt două evenimente, da? Sunt două evenimente care se aseamănă și Dumnezeu transmite un mesaj prin faptul că s-a revelat în trecut în vechiul legământ acolo și se revelează acum în nou legământ. Da? Este împlinirea unei tipologii biblice. De asta s-a repetat evenimentul ăsta. În al doilea rând, acest eveniment nu are rost să se repete pentru că scopul lui este să ne arate temelia istorică a adevărului. De ce ne este dat evenimentul acesta? Pentru ca să avem o temelie a credinței noastre, o temelie istorică a credinței noastre. Nu vorbim de ce s-a întâmplat în realitate, nu de halucinația cuiva. În al treilea rând, acest eveniment îl are pe Hristos în centru alături de lege și profeți. Da? Este un eveniment doctrinar important pentru noi. Noi am încetat cu legea și profeții și acum îl avem pe Hristos, de el să ascultați. Dacă eu v-am venit și vă spun astăzi, fraților, am avut o experiență glorioasă, trebuie să mă duc acum pe toate bisericile din România să povestesc ce experiență glorioasă am avut eu de întâlnire cu Domnul Iisus Hristos. Care e importanța doctrinară a experienței mele? Spuneți-mi. Care ar putea să fie importanța doctrinară? Acolo avem pe Iisus, Moise și Ilie, un mesaj clar doctrinar. Gata, s-a încheiat. Cu dispensația asta, cu legământul ăsta, de el să ascultați. Ăștia sunt noi ucenici, noua comunitate, noi profeți. Dacă eu vă vin și vă spun, repet, ce importanță doctrinară avea pentru dumneavoastră? Când ăștia spun, dar și Petru l-a văzut pe Domnul Iisus, a fost acolo și l-a văzut pe Domnul Iisus, și Pavel povestește, și Ioan povestește. Da, dar ei povestesc pentru un anumit motiv. Ei nu povestesc așa iurea. Este un mesaj doctrinar transmis acolo. Da? 4. Acest eveniment este oferit doar grupului restrâns de apostoli. De asta avem astăzi o mișcare numită New Apostolic Reformation sau Noua Reformă Apostolică. Auziți? Noua Reformă Apostolică care propovăduiește faptul că și astăzi Dumnezeu nu doar ridică profeți, Dumnezeu ridică apostoli. Apostoli. Da? Și o spune că asta este altă biserică. Noi avem o singură biserică care este întemeiată pe temelia pusă de apostoli și de profeți și nu avem nevoie de o altă înnoire, reformă apostolică. Eu cred că e suficientă reforma de acum 500 de ani care ne-a dus reforma, știți ce a făcut? Reforma. Reforma n-a început o altă biserică. Reforma a venit să lămurească care este adevărata biserică. Reforma n-a adus o altă evanghelie. Reforma n-a făcut decât să vină să aducă în lumină vechea evanghelie. Adică evanghelia biblică, da? Evanghelia biblică. În al cincilea rând, acest eveniment a avut loc într-un loc special, pe muntele cel Sfânt. Într-un fel, sunt consecvență ăștia care se duc la nu știu ce munți, prin Israel sau nu știu pe unde, să ia lumină, să mai ia nu știu ce. Ăștia sunt consecvenți cu teologia lor. Da? Ăștia zic, băi, noi nu căutăm nicio stransă, nicio experiență, ne ducem în pelerinaj la munte. Nu, ăștia sunt consecvenți cu teologia lor. Să duc pe urmele, zic ei, Domnului Iisus. Și să plimbă prin Israel. Bă, nu zic că e frumos, m-aș duce și eu. Dar vorbind despre lucrul acesta, Dumnezeu lasă să se întâmple lucrul acesta pe muntele acesta cu un scop. Pe munte, cu un scop. Pentru că tot pe munte Dumnezeu s-a descoperit înainte. Și vrea să facă o legătură între ele. În al șaselea rând, Petru nu trage concluzia că această experiență ar fi de dorit, merită repetată, merită căutată și de alții. Spune Petru așa ceva? Mă, fiți atenți. Asta e ceva glorios. Sau Pavel să spună, fiți atenți. Asta e o experiență deosebită, inedită. Sau Ioan. Își începe Apocalipsa. Ascultați-mă, asta e ceva... Mă, asta e o experiență pentru toți creștinii. Căutați așa ceva, umblați după așa ceva. Nicăieri Biblia nu găsește așa ceva. Biblia ne cheamă să ne ținem și să stăm foarte, foarte, foarte aproape de Cuvântul lui Dumnezeu. Este o experiență, în final, fizică, istorică, apostolică, cu martori oculari. Nu este mistic, sufletesc sau ceva născut din imaginația omului. Da?
De aceea cred că evenimentele acestea pentru postmodernism, când auzim toate poveștile și poeziile astea, este foarte important. Și veți vedea că aproape fiecare mișcare eretică are de-a face cu cineva care a văzut ceva. Mohamed a văzut ceva și Ellen White a văzut ceva și s-a mai trezit ba câte unul, ba altul care a mai văzut ceva sau a auzit ceva. Și s-a apucat să spună la alții. Nu toți au avut curajul să întemeieze un cult pe baza a ce-au văzut și-au auzit. Nu toți. Însă Scriptura ne arată în locul acesta, evenimentul acesta, că a fost profund teologic, doctrinar. Și că este un eveniment care nu are niciun sens să fie repetat. Și a doua mărturie pe care ne-o dă Dumnezeu pentru creștinism, a doua probă la care se supune creștinismul, este proba mărturiei profetice sau proba inspirației. Proba inspirației. Versetul 19. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare. Ne vom uita la câteva detalii despre cuvântul lui Dumnezeu, despre cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, la natura Scripturii, la natura Scripturii, cum ne transmite Dumnezeu Scriptura? Dumnezeu nu ne transmite Scriptura vizibil, ci Dumnezeu ne transmite Scriptura, auziți cum spune aici, prin cuvânt. Frați și surori, eu am avut câteva meciuri din astea în slujirea cultică pentru a demonstra din cuvânt că Dumnezeu asta lucrează prin cuvânt. Dumnezeu lucrează și vizibil, prin două simboluri în biserică. Cina Domnului și botez, care ambele arată Evanghelia. În botez ești îngropat și înviat împreună cu Domnul Iisus și la cina Domnului vestim moartea Domnului până va veni El, da? Vestim moartea Lui, învierea Lui și întoarcerea Lui. Vestim Evanghelia. Vestim pe Domnul Iisus Hristos, da? În rest, Dumnezeu a ales să vorbească prin cuvânt. Oamenii mi-au adus tot felul de argumente. Da, dar avem noi un show, avem un spectacol, avem o ceremonie, știți că e asta? Flăcările iadului, porțile raiului, drumul crucii, tot felul de ceremonii din astea care înlocuiesc în ultimă instanță cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că argumentul este, da, dar eu am văzut oameni care plângeau acolo. Și? Au fost 10 decizii. Și? Scriptura ne arată foarte clar că avem cuvântul prorociei făcut și mai tare. Și felul în care Dumnezeu se revelează și ne vorbește este prin cuvânt. Natura Scripturii este cuvânt. Cuvânt. Voce, verbal, predicare și auzire. În al doilea rând, uitați-vă la superioritatea Scripturii, nu doar la natura Scripturii, la superioritatea Scripturii. Care este afirmația Scripturii din locul acesta? Avem cuvântul prorociei, îmi place teribil expresia asta. Făcut și mai tare. Făcut și mai tare. Este o garanție, da? Este o mărturie garantată, sigură. E ce, mai tare decât ce? Auziți că e important. El spune exegeza pe Scriptură este ceva mai sigur și mai garantat decât experiența. Și întotdeauna veți vedea că există această luptă între experiență și exegeză. Poți să te pui în fața cuvântului lui Dumnezeu să studiezi și să exegetezi, să extragi din Biblie voia lui Dumnezeu și ce vrea Dumnezeu pentru noi, sau să cauți niște experiențe din care să afli ce vrea Dumnezeu pentru noi. Și astea sunt două metode rivale. Experiența sau exegeza. Petru ne spune și ne încredințează de superioritatea Scripturii aici. Spune că avem cuvântul prorociei făcut și mai tare. Zice, eu vă dau mărturia asta istorică, dar vă spun ceva. Cuvântul lui Dumnezeu e o mărturie mult mai puternică. Și ăsta e un lucru extraordinar pentru noi. Credeți dumneavoastră, sincer, credeți dumneavoastră că am pierdut ceva prin faptul că n-am fost și noi pe muntele schimbării la față? N-am pierdut nimica. Nu vă vine, parcă, ce spune Domnul Iisus? Ferice de cei care n-au văzut, asta este o experiență, ci au crezut. Au crezut ce? Cuvântul care l-au auzit. Deci Domnul Iisus Hristos pune față în față experiența cu exegeza. Aduceți-vă aminte, vă pot da multe exemple de Biblie. Aduceți-vă aminte, Domnul Iisus merge cu ucenicii pe drumul Emausul. Domnul putea să le spună dinainte: bă, opriți-vă! Mă, zecilor, unde vă duceți, mă? Bă, voi sunteți duși cu Pluta în vans de atâtea ori că o să mor și o să înviez. Uite aici mâinile! Putea să facă Domnul asta din prima sau nu? Domnul nu. Merge cu ei și întreabă. De ce vă întrebați? Ce vă întrebați pe drum? Bă, că a fost, că dezamăgiți, depresiv. Ce spune Domnul? Bă, nu vei vouă oare rușine?
Nu, Domnul începe și spune Scriptura că a început să le tălmăcească Scriptura. Foarte interesant. Domnul le dă întâi exegeză și a început de la început și până la capăt le-a arătat în toate Scripturile ce era cu privire la el. Nu e interesant? Domnul Iisus Hristos le transmite un mesaj. Face cuvântul prorociei mai tare. Zice, e garantat ăsta. Ăsta e confirmat. Și știți ce spune ei după aceea? Ei nu spun după aceea. Domnule, când ni s-a arătat, când ni s-a arătat Domnul Iisus Hristos, era să picăm pe sumasă pe acolo, domnule, ne-a dat pe spate. Grozavă experiență. Ce spune? Ce spune? Nu ne ardea inima noi când ne deschidea sau ne tălmăcea Scripturile. Înțelegeți? Domnul Iisus Hristos pune exegeza Sfintelor Scripturi, explicarea Sfintelor Scripturi deasupra experienței în care El li s-a arătat și li s-a revelat la frângerea pâinii. Înțelegeți lucrul acesta? Este fundamental. Superioritatea Scripturii. În al treilea rând, autoritatea Sfintei Scripturi. Hai să ne uităm la autoritatea Sfintei Scripturi. Ce zice Biblia aici? Și având cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte sau că ascultați de ea. Petru nu spune și avem experiența de pe muntele schimbării la față, la care bine faceți că luați aminte. Nu așa spune Petru. Zice, avem cuvântul prorociei la care bine faceți că luați aminte. Deci ce trebuie să facem noi față de cuvântul lui Dumnezeu? Să? Adică să devenim atenți. Când se vorbește din cuvântul lui Dumnezeu, noi trebuie să ciulim urechile. Știți când ciulesc oamenii urechile? Am o experiență. Tot să pregătesc, își pregătesc sticluțele cu lacrimi, rezervoarele, deschid robinetele și dau drumul. Cam asta se întâmplă în general. Nu mă înțelegeți greșit. Fiecare dintre noi trebuie să avem o experiență reală cu Domnul Iisus Hristos. Trebuie să avem o experiență de viață trăită cu Dumnezeu. Trebuie să avem momente în care prezența lui Dumnezeu se manifestă puternic față de ființele noastre. Nu mă înțelegeți greșit. Dar știți când trebuie să devenim noi atenți? Când este cuvântul prorociei rostit. Că zice Petru, faceți bine, bine faceți că luați aminte la asta. Vedem alt ton dat astăzi, cu totul alt ton dat astăzi în biserici, cu totul alt ton. Cu totul alt ton. Aici ni se arată autoritatea Sfintei Scripturii. De ce să o luăm aminte la Sfânta Scriptură, Domnule? De ce să o luăm aminte când se predică cuvântul? Pentru că în vorbele acestea, în propoziția aceasta, Petru ne arată autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Haideți să vedem puterea cuvântului lui Dumnezeu. Puterea Scripturii, în al patrulea rând. Puterea Scripturii. Auziți ce zice aici? Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte. De ce să luăm aminte? Ca la o lumină care strălucește. Ascultați-mă bine. Vă simțiți vreodată întunecați? Aveți momente în viață în care nu mai știu unde să o iau, la o situație de cotitură sau poate la o decizie importantă sau la o înfundătură. Te simți înfundat, nu mai știi ce să faci. Poate într-o problemă obișnuită a vieții, poate într-o problemă spirituală. Nu știi ce să faci. Întoarce-te la cuvântul lui Dumnezeu. Aici ne arată Petru puterea cuvântului Dumnezeu, care ce face cuvântul lui Dumnezeu? Ce face el? Strălucește sau luminează. Când ești în întuneric, și nu doar când ești în întuneric, aici e problema, să știți, aici e problema. Problema este că îl căutăm pe Dumnezeu și căutăm lumină de la El numai când simțim în întunericul. Ce bine ar fi să stăm totdeauna cu lumina aprinsă. Ce bine ar fi să stăm totdeauna cu lumina aprinsă. Nu când ne cuprinde groaza și întunericul vieții acestea, să căutăm bezmetici după Dumnezeu și nu să n-avem unde să-L găsim. Și atunci Dumnezeu să ne țină în întuneric ca pedeapsă pentru că nu L-am căutat. Și n-am stat cu lumina aprinsă. Și mă refer aici cu cuvântul lui Dumnezeu deschis în viața noastră. Scriptura ne arată aici puterea cuvântului Dumnezeu, puterea Scripturii, puterea Scripturii. Eu nu exclud că există necesar că este necesară predicarea, că este necesară prezența învățătorilor în biserică, că este necesară ungerea Duhului Sfânt. Dar spun că Dumnezeu a hotărât ca și ungerea Duhului Sfânt și învățătorii din biserică să aducă lumină prin cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt va onora omul care deschide cuvântul lui Dumnezeu și are interes sincer de a spune ceea ce Dumnezeu a vrut să spună. Da? Vedem așadar în al patrulea rând puterea Scripturii de a ilumina. Vedem în al cincilea rând necesitatea Scripturii. De ce avem nevoie de Biblie? Deci pasajul ăsta este absolut superb. Nu știu, puține texte din Sfânta Scriptură mi s-au deschis așa de limpede și de clar ca pasajul acesta. De ce avem nevoie de Biblie? Mi se arată necesitatea Scripturii, auziți. Ca la o lumină care strălucește într-un loc
Întunecos. Care e locul întunecos? Care e locul întunecos? Lumea! Lumea! La lucru e întuneric, pe stradă e întuneric, uitați-vă numai dacă treci, întuneric, întuneric, imoralitate și întuneric, păcat și întuneric, filozofie întunecată, trăire întunecată, promovarea întunericului, peste tot e putreziciune și întuneric, mult întuneric, moral și spiritual, peste tot e întuneric, la școală e întuneric, la lucru e întuneric, în casă e întuneric. Ce îți va da lumină? Cuvântul lui Dumnezeu. Vedem în locul acesta necesitatea, nu doar necesitatea Scripturii, ci necesitatea absolută a Sfintelor Scripturii. Necesitatea absolută a Sfintelor Scripturii. Suntem, frați și surori, într-un loc întunecos. Când vezi imoralitatea pusă pe toate gardurile, nu poți să ieși pe stradă cu copiii. Vezi imoralitatea pe toate gardurile, aia e întuneric. Când te duci la școală și profesorul începe să ne învețe copiii noștri toate porcăriile și toate prostiile, ăla este întuneric. Când te duci la lucru și nu mai știi ce să faci ca să nu mai auzi toate mizerile pe care le spun alții, ăla este întuneric. Ăla este întuneric. Când deschizi televizorul, acolo e întuneric, domnule, canal, canale după canale de putreziciune și întuneric. Peste tot e întuneric. Ce va aduce lumină în lumea asta? Scriptura spune că acest cuvânt luminează într-un loc întunecos. Vedem în al șaselea rând unicitatea Scripturii. Nu ni se spune despre nimic altceva care este o lumină, ci despre Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este singura noastră lumină pe pământul acesta. Vedem unicitatea Sfintelor Scripturii. Dacă Dumnezeu ne-ar lua cuvântul, dacă Dumnezeu ne-ar lua cuvântul, nu mai avem nimica. Noi, Scriptura ne numește pe noi lumina lumii, dar știi cât timp suntem lumina lumii? Cât timp avem Cuvântul lui Dumnezeu. Cum știm noi să luminăm? Cu ce mă duc eu să luminez pe altul? Cu ce? De cât atâta timp cât am Cuvântul lui Dumnezeu. Atâta pot lumina. Cuvântul lui Dumnezeu este unic din punctul ăsta de vedere pentru că El aduce lumină. Hai să vedem valabilitatea Scripturii. În al șaptelea rând, valabilitatea Scripturii. Cât timp este valabil Cuvântul lui Dumnezeu? Ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, ascultați expresia. Până ne arată valabilitatea, da? Până când e valabil. El nu va fi valabil totdeauna în sensul că nu vom avea totdeauna nevoie de El pentru veșnicie, da? Auziți. Până se va crăpa de ziua și va răsări, ce frumos îl descrie pe Hristos, luceafărul de dimineață în inimile noastre. Până la venirea Domnului Iisus Hristos, avem nevoie de Sfânta Scriptură. Generație după generație s-a perindat și ați văzut, dacă ați citit istoria bisericii, puțin așa, superficial, ați văzut de fiecare dată lumina lui Dumnezeu a venit într-o comunitate, într-o țară, când cuvântul lui Dumnezeu a fost scos la interval. Luther spunea foarte frumos, dintr-un anumit punct de vedere, foarte frumos, zice, ei s-au apucat de scris cărți, au scris Evanghelia, au dat tractate, au dat cărți în limba germană, le-au lăsat să se ducă în toată țara, în toată Europa. Și în timp ce el stătea cu prietenii lui la o bere nemțească, cuvântul lui Dumnezeu făcea ravage în toată Europa. În toată Europa. Ăsta este ciclul care s-a repetat în toată istoria bisericii. Când cuvântul lui Dumnezeu a fost descătușat, ca un leu a sfâșiat tot în jur. A fost o lumină care s-a aprins. Și lucrul acesta este valabil până la venirea Domnului Iisus Hristos. Vedeți în pasajul acesta ce importanță dă pentru cuvântul lui Dumnezeu. Dacă cuvântul lui Dumnezeu e singurul care ne duce până la venirea Domnului Iisus Hristos, înțelegeți cât de important este el. Nu ne-a lăsat Dumnezeu în prezența nimic altceva decât în prezența cuvântului său. În prezența cuvântului său. În prezența cuvântului său, care bineînțeles este revelat sau este descoperit în noi, este făcut clar în noi prin Duhul lui Dumnezeu. Hai să ne uităm în al optelea rând la interpretarea Scripturii. Spune așa, fiindcă mai întâi de toate, să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Deci nu credeți lucrul ăsta, nu promovați lucrul ăsta, nu-l mai ascultați, nu-l mai tolerați. Că Biblia, așa se înțelege pur și simplu. Că mulți zic, dom'le, dar aici scrie clar, scrie clar. Bă, scrie clar, că așa crezi tu că scrie clar. Aici scrie clar lucrul ăsta. Zice, Biblia e limpede. Hai să luăm interpretarea clară. Care e interpretarea clară? Interpretarea ta? Biblia trebuie interpretată. Biblia nu trebuie doar citită. Unii zic, băi, important e numai să citim Biblia. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Să știți că este un mare deserviciu pe care ne-l facem nouă înșine și facem celorlalți. Dacă începe să vorbim din Biblie, fără să fim învățat cum să interpretăm Biblia, cum să înțelegem Biblia. E mai rău să citești Biblia
Auziți, e mai rău să citești Biblia fără să o interpretezi? E mai rău să citești Biblia fără să o interpretezi decât să o citești la, să nu o citești deloc. Deci mai bine nu o citești, ascultați, poate vi se pare grav, mai bine nu o citești deloc decât să o citești să o interpretezi prost. Vă dau un exemplu. Și asta vedem astăzi. Mulți oameni au luat exemplul Satanei, care s-a dus la Domnul Iisus Hristos în pustie cu ce? Cu cuvântul, numai că el îl interpreta într-un anume mod. Nu crezi că Satana nu a venit cu cuvântul, a venit cu cuvântul interpretat de el pentru o anumită situație. Deci aici s-ar potrivi, uite, s-ar potrivi versetul ăsta din Biblie. Ce zici? Păi nu scrie așa? Spunea, cred că Paul Washer, când despre oamenii care vin și scot versete din context. Și dacă ai spus ceva, frate, nu judeca, zice, auzi, sau nu scoate tu Scriptura din context ca să nu te asemeni cu Satana. Că asta a făcut Satana. Ce spune Petru? Ne dă o regulă de interpretare a Bibliei. Și avem cuvântul prorociei, da? Fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Știți ce abuzat e versetul ăsta? El zice, fii atent. Aha. Deci nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Bun. Așa, cum am putea să înțelegem noi cuvântul prorociei de aici? Păi uite, am putea să înțelegem cuvântul prorociei de aici, de exemplu, din Faptele Apostolilor ne scrie că era un proroc Agab. Deci dacă în Faptele Apostolilor era un proroc Agab și aici este cuvântul prorociei, înseamnă că și astăzi pot să fie proroci. Am interpretat Biblia. E o interpretare, numai aberantă, e abuzivă. Așa înțeleg unii versetul 20. Zice aici că Biblia nu se tâlcuiește singură. Asta înseamnă că poți să sari din Biblie, știți că sunt predicinile astea de la Geneza până la Apocalipsa, poți să sari din Biblie oriunde fuge mintea mea, că Biblia spune că nu se tâlcuiește singură. Și aceea, mă mai tâlcuiesc cu Geneza, o mai tâlcuiesc cu nu știu ce. Da? Într-adevăr, Biblia nu se tâlcuiește singură, dar felul în care trebuie să înțelegem versetul, cred eu, și evident în pasajul acesta, este faptul că Scriptura are o învățătură unitară. Nu există niciun pasaj din Biblie care să se contrazică cu alt pasaj din Biblie. De exemplu, dacă ajungi la un pasaj mai obscur sau mai greu de interpretat, te uiți la toată învățătura întregii Scripturi și vezi dacă nu contrazice. Deci dacă eu ți-aduc 300 de versete care demonstrează că mântuirea nu se pierde și tu ai găsit un verset care ți se pare că spune că mântuirea se pierde, nu ștergi toate celelalte 300 de versete. Dacă găsești în Biblie o grămadă de versete care arată felul în care Domnul Iisus Hristos a murit și a înviat și găsești un singur verset în Biblie care spune că Domnul Iisus s-a dus în iad, s-ar putea să ți se pare ție că spune Biblia că Domnul Iisus s-a dus în iad, înțelegeți? Că te uiți la restul învățăturii în Scriptură care spune, nu spune nimic despre lucrul acesta. Dacă te duci în Biblie și găsești, de exemplu, că un om a fost, ți se pare ție că a experimentat pe Dumnezeu într-un anume mod și nicăieri în Biblie nu mai găsești lucrul ăla, s-ar putea și ar fi bine să pui sub semnul întrebării interpretarea ta. Sau felul ăla de experiență, da? Biblia este un tot unitar. De la un capăt și până la celălalt are o învățătură unitară. Ea nu se fracturează. Ea nu se fracturează Biblia, da? Și aceasta este o regulă importantă de interpretare a Scripturii. De obicei, sectele, dacă nu toate sectele, pornesc de la separarea cuvântului lui Dumnezeu. De la scoaterea din context a unui verset și se pedalează mult pe versetul ăsta. Și uită de celelalte versete. Și uite de celelalte versete, da? Haideți să ne uităm la, în al nouă la rând, la unitatea Scripturii. Uitați cum descrie Petru cuvântul lui Dumnezeu, versetul 19. Și avem cuvântul. Nu zice cuvintele prorociei. Înțelegeți bine, când Petru scrie 2 Petru, Noul Testament nu era scris, nu era finalizat. Petru vorbește despre Scripturile Vechiului Testament în primul rând. În capitolul 3 o să vorbească și despre Scripturile Noului Testament, care au venit prin Pavel, de exemplu. Dar aici Petru vorbește foarte clar despre cuvântul, arătând că tot ce s-a scris înainte, că nu este o singură prorocie, nu erau multe prorocii. După cap, unor ar fi trebuit să le întrebăm pe Petru, Petru, la ce te referi la cuvântul prorociei? Că nu știm că sunt multe prorocii. Nu știți mulți proroci. Hagai, Zaharia, Maleahi, Daniel, Ezechiel, care cuvântul? El arată prin asta că există o unitate în tot ceea ce s-a spus. Mai mult, în versetul 20, să știți că nicio prorocie din Scriptură există una singură, o singură Scriptură. Da? O prorocie generală. Sunt multe prorocii care formează o prorocie mare, o Scriptură mare,
un cuvânt mare al lui Dumnezeu. În, aici, în locul acesta ni se arată unitatea Sfintelor Scripturi. În al 10-lea rând, haideți să vedem inspirația Sfintei Scripturii. Uitați ce spune Petru. Că nicio prorocie n-a fost adusă prin... Aici este lansată doctrina inspirației verbale plenare a cuvântului lui Dumnezeu. Nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, din partea lui Dumnezeu, cu mesajul lui Dumnezeu. Scriptura este inspirată de Dumnezeu, este inspirată de Dumnezeu. În al 11-lea rând ni se arată stilurile Scripturii. Pentru că spune Scriptura aici așa, nicio prorocie, da, sunt mai multe prorocii care formează Scriptura, nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, dar a fost adusă prin om, dar n-a fost adusă prin voia omului. Adică nu omul s-a pus și a zis, mai hai să scriu așa niște lucruri interesante care să ajungă să fie puse într-un canon. Nimeni nu s-a gândit la asta. Ei au scris pentru că Dumnezeu a inițiat scrierea. Da? Dumnezeu a inițiat scrierea. Însă veți vedea că oamenii au vorbit scriind Scriptura, ci oamenii au, auziți, oamenii au vorbit. Și fiecare autor, deși Biblia vine de la același Dumnezeu, toate prorocii vin de la același Dumnezeu, fiecare autor și-a lăsat amprenta în scrierile lui. Și mai știți un lucru, poate o să vi se pară dubios lucrul ăsta, autorii Sfintelor Scripturii au scris cu unele greșeli gramaticale, obișnuite. Au scris cu unele greșeli gramaticale. Dar mesajul transmis a fost un mesaj infailibil, a fost de la Dumnezeu. Ei n-au intrat într-un fel de transă, cum pretind unii, au intrat într-un fel de transă și au început să scrie. Păi, ce am scris? Mamă, ce am scris? Nu! Dumnezeu le dădea un mesaj și ei scriau. Și stilul lor se vede. Există un stil diferit al lui Petru, un stil diferit al lui Pavel. Când îl citești pe Pavel, vezi, totul are câte o propoziție, domnule, nu mai termină, câte 10 versete. 15 versete, el tot scrie, așa, lambicat, în cascadă. Fiecare a scris în stilul lui. Dar în toți aceștia a vorbit însuși Dumnezeu. În al 12-lea rând, comunicarea Scripturii. Înainte ca Biblia să fie scrisă, Biblia a fost vorbită. Spune aici așa, oamenii au, nu au zis, au vizualizat, ci au vorbit. Asta a fost metoda lui Dumnezeu. Dumnezeu a vorbit. Oamenii au vorbit. Așa a fost comunicarea Scripturii. Lucrul acesta ne responsabilizează și pe noi. Adică și noi trebuie să vorbim. Noi oricum vorbim. Întrebarea este ce vorbim, cât vorbim, cum vorbim, unde vorbim, de ce vorbim. Dar în special important, conținutul vorbirii noastre. Dacă oamenii au vorbit, noi suntem responsabilizați prin lucrul acesta, prin comunicarea Sfintelor Scripturii. În al 13-lea rând, revelarea Scripturii. Cum s-a făcut această revelare a Scripturii? Spune Scriptura așa, și oamenii au vorbit de la Dumnezeu, care e procesul de inspirație, de revelare? Auziți, mânați de Duhul Sfânt, călăuziți de Duhul Sfânt, da? Duși în direcția în care a vrut Duhul Sfânt. Și ultimul lucru, infailibilitatea Scripturii. Să știți că există oameni care sunt de acord că Biblia vine de la Dumnezeu, dar că Biblia nu este infailibilă, adică fără greșeală. Acesta este un ultimul lucru pe care vreau să-l spun despre Scriptură în această seară. Că Biblia este infailibilă. De unde știm noi că Biblia e infailibilă? Și să știți, sunt oameni care vin și îți arată negru pe alb că există greșeli de exprimare ale lor. De unde știm că Biblia nu are nicio greșeală? Haideți să ne uităm la textul ăsta. Ce spune textul ăsta? În primul rând, Biblia este infailibilă pentru că textul acesta spune că Biblia este de la Dumnezeu. De la Dumnezeu. Da? Zice, oamenii au vorbit de la Dumnezeu. Sau spune în versetul 21, nicio prorocie n-a fost adusă. Expresia de aici a fost adusă, mai este repetată de Petru doar în pasajul precedent, expresia asta, când vorbește despre am auzit acest glas venind, cuvântul venind, glasul venind pe muntele schimbării la față, expresia de acolo este aceeași expresie din versetul 21. Deci când Dumnezeu vorbește pe muntele schimbării la față, este același Dumnezeu care vorbește în cuvântul lui Dumnezeu.
Versetul, repet, versetul 18 și versetul 21 folosesc aceeași expresie. Venind din cer glasul lui Dumnezeu și prorocia adusă de la Dumnezeu este aceeași expresie în limba greacă. Arătându-se că pe muntele schimbării la față a vorbit aceeași voce fără greșeală infailibilă a lui Dumnezeu, care vorbește astăzi prin Scriptură. Scriptura este de la Dumnezeu, de aceea este fără greșeală. Dumnezeu nu vorbește greșind. În al doilea rând, Scriptura este fără greșeală pentru că Dumnezeu a protejat prin Duhul Sfânt transmiterea ei. Nu doar că Biblia vine de la Dumnezeu, ci Duhul Sfânt. Biblia vine de la Dumnezeu către om, dar în om este Duhul Sfânt care l-a mânat, l-a călăuzit în scrierea Sfintei Scripturii. A protejat ca Biblia să fie scrisă cum Dumnezeu a vrut, da? În al treilea rând, fiindcă Biblia este unitară și nu se contrazice, da? Biblia este unitară. Biblia este unitară. Spune, mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură, una singură, nu se tâlcuiește singură. Ni se arată că Biblia este fără greșeală prin faptul că poți să pui prorociile față în față și ele nu se contrazic între ele. Și dacă nu se contrazic, e clar că există un mesaj unitar care este scris pe o perioadă lungă de timp și care este fără greșeală. În al patrulea rând, fiindcă se afirmă că este garantată și sigură. Asta spune Petru. Avem cuvântul prorociei făcut și mai tare. Este întărit, este garantat, este sigur. El ne-ar minți dacă Biblia ar avea greșeli. Frate, spune, încredeți-vă în Biblie. E sigur, e garantat. El ne-ar minți dacă Biblia ar avea greșeli, nu? N-ar fi garantată dacă ar avea greșeli în ea. În al cincilea rând, fiindcă se neagă foarte clar că ar fi produsă de om. De ce Biblia ar putea să aibă greșeli? Biblia ar putea să aibă greșeli dacă ar fi scrisă. Și nu doar că ar fi scrisă, dacă ar fi venită din inspirația omului. Zice, am avut inspirație și am scris cu tare, cu tare. Dacă așa a fost scrisă Biblia, sigur are greșeli. Că omul sigur greșește. Omul sigur greșește. Dar textul neagă explicit, clar pentru noi, că Biblia, că Scriptura, n-a fost adusă prin voia omului. Deci ea este fără greșeală. În al șaselea rând, fiindcă ea este în stare să ne ofere lumină. Dacă Biblia ar fi fără, dacă Biblia ar conține greșeli, ne-ar putea ea lumina? Păi dacă aș citi textul ăla cu greșeală în ea, în momentul ăla m-ar duce în rătăcire, corect? Cum poate să spună Petru, auziți, dacă vreți ceva garantat și sigur până la venirea Domnului? Și tu spui, da, normal că vreau. Ia Biblia. Păi cum mi-ar da el ceva care ar avea greșeli și m-ar putea rătăci? Nu, Biblia este fără greșeală. De aceea ea are capacitatea să ne lumineze până la venirea Domnului Iisus Hristos. Și în al șaptelea rând, Biblia este fără greșeală pentru că ni se cere și ni se spune să ascultăm de ea. Auziți, avem cuvântul prorociei făcut și mai tare la care bine faceți că luați aminte. Asta înseamnă că e fără greșeală, că nu ne-ar pune să luăm aminte la ceva ce e greșit. În această seară am văzut în cuvântul lui Dumnezeu două probe la care însuși Dumnezeu supune creștinismul. Două probe de foc. Ne pune sub analiză creștinismul. Temelia creștinismului. Da? Ne probează temelia creștinismului care este formată din două mărturii. O mărturie a martorilor oculari, da? O mărturie istorică și o mărturie a inspirației cuvântului lui Dumnezeu. Acestea sunt temeliile credinței noastre și să nu sau să plecăm, mai degrabă să plecăm din locul acesta cu acest gând. Avem ce avem? Avem niște experiență, fraților. Avem experiență. Dar e important că experiențele astea să fie în conformitate cu cuvântul. Mie mi-a mângâiat așa de mult inima și m-a întâlnit cuvântul ăsta. Avem cuvântul profeției făcut și mai tare. Și nu spune cuvintele profețiilor, ci spune, îl avem deja, era deja scris, cuvântul unul singur profeției. Care este? Cuvântul lui Dumnezeu. Din câte am observat eu, celelalte cuvinte au dus în rătăcire pe mulți oameni. Cuvintele mele vă pot duce în rătăcire, filozofiile mele vă pot duce în rătăcire, părerile mele vă pot duce în rătăcire, dar atâta timp cât vorbesc după, cum spune Scriptura despre dreptarul învățăturii sănătoase, nu există nicio șansă să vă ducă în rătăcire. Atâta timp cât tu te ghidezi după dreptarul învățăturii sănătoase, nu există nicio șansă să te rătăcești. Și să plecăm nu cu asta mintea noastră, dar să nu fie un glonț din ăsta de sniper cu care îți putem trage de acum în unul și altul. Și să plecăm cu gândul acesta în inimile noastre. Am cuvântul prorociei făcut mai sigur, mai tare, garantat. Ca o lumină care strălucește într-un loc, într-un unicos,
până va răsări luceafărul de dimineață în inima mea, Domnul Iisus Hristos. Și până atunci îl voi strânge la piept, îl voi ține, îl voi studia și voi analiza tot ce văd înaintea ochilor, tot ce aud prin acest cuvânt tare, sigur, garantat de însuși Dumnezeu care vine de la Dumnezeu. Amin.